Suntem aici în clopotnița Mănăstirii Înălțarea Domnului Japca, iar ceea ce vedeți în mână este o nouă apariție editorială semnată de către istoricul și cercetătorul Ion Valer Xenofontov cu un frumos titlu Complexul Monahal Japca, istorie și spiritualitate. Este o adevărată bijuterie duhovnicească pentru noi, oamenii bisericii, din acest spațiu plutonistrian, pentru că este un studiu amplu legat de istoricul și viața acestui complex duhovnicesc. Evident că acest produs, această carte, nu ar fi fost posibilă dacă n-ar fi fost implicarea editurii Lexon Prim, în special a domnului Eduard Potânga, care a și facilitat editarea acestei monumentale cărți. Să știți că în spațiul nostru basarabian prea puține studii sunt legate de vetrele monahale și probabil că doar Mănăstirea Capriana și poate altele din mănăstirile istorice se bucură de acest lux de a avea un astfel de studiu legată de trecutul eclezial. Deci vreau să mulțumesc în mod special acestei edituri care este preocupată de viața eclezială, de trecutul nostru creștin ortodox și că a făcut posibil ca această carte semnată de către istoricul Ion Valer Xenofontov să ajungă și aici la Sfânta Mănăstire Japca.